Bună dimineața, mulțumesc doamna președinte ședință, stimați colegi. Am fost mereu de părere că orice exercițiu democratic începe cu ștampila de vot și se termină cu bâta în mână. Mai pe românește, te duci și votezi, chiar dacă după 25 de ani e scârbit mereu de a vota fără încredere, doar răul cel mai mic. Apoi stai și speri că răul cel mai mic nu e așa de rău. Și apoi, dacă vezi că ai greșit, ieși în stradă, protestezi, strigi, te lupți, până ceva se schimbă cu adevărat. Și apoi o iei de la capăt. Revoluțiile nu se întâmplă pe Facebook. Revoluțiile nu se obțin la o bere. Și rezultatele. Schimbarea e dură și cere sânge și nu cred că suntem pregătiți pentru asta. Țara asta ar trebui să trăiască minunat doar din agricultură și turism. Știu că mitul cu grânarul Europei interbelice e probabil mai mult conjunctural. Dar asta chiar și așa, potențialul e enorm. Cu mici excepții strategice, industria în România ar fi putut să fie doar un hobby dedicat sutelor de minți luminate care părăsesc anual țara pentru proiecte de cercetare prin alte țări, dispuse să investească în inteligență. Pentru că de 25 de ani, toți cei care ne-au condus, indiferent de nume sau de culoare politică, au investit exclusiv în prostie. În prostire și în prostime. Pentru că o țară de oameni inculți, datori și bolnavi se conduce ușor, nu-i așa? Când la parterele de bloc vom avea și altceva decât și-au urmări farmacii și sedii de bănci, atunci înseamnă că poate suntem pe calea cea bună. În mod normal, într-o țară normală, n-ar trebui să-mi fac griji pentru pensie. O mică afacere condusă corect ar trebui să producă suficient, să-mi permită să pun deoparte fie și un minim care să nu-mi dea depresii cu 25 de ani înainte să am nevoie de el. E bine, nu e tocmai așa. Statul român nu știe să susțină decât propriul buzunar. În rest, înghesuie cu zeci de controle, popriri nesimțite, suprataxare, birocrație, lipsă de interes. Sunt doar câteva cuvinte transmise de Adrian Rugina, unul din eroii din colectiv. Va trebui să știm să-i și ascultăm, pentru că altfel poporul se va întoarce împotriva noastră. Vă mulțumesc!